Cosmin, prima săptămână de cantonament se apropie de final. Cum este până acum? Bună ziua! Este a fost o săptămână, din punct de vedere fizic, destul de grea. Am avut aproape în fiecare zi două antrenamente. Ne bucurăm și că în meciurile amicale reușim să marcăm, să nu primim goluri. Este important și acest aspect. Și mai avem o săptămână în care tot așa trebuie să ne pregătim foarte bine și să legăm relațiile de joc cu cei noi veniți și să ne pregătim foarte bine pentru primul meci oficial din Cupa cu Chindia. Așa cum spuneai, în amicale, trei victorii la scor și, mai important, mai ales pentru voi portarii, fără gol primit. Da, asta e cel mai important. Pentru noi ăsta este obiectivul la fiecare meci, să nu luăm gol. Și așa sperăm să o ținem și meciurile oficiale. Cum se simte echipa și cu jucătorii care au venit în această iarnă? Eu cred că se vor acomoda foarte, foarte repede. Deja cred că au și făcut-o. I-am primit pe toți foarte bine și eu cred că toți cei care au venit ne vor ajuta. Mai e puțin până la primul meci oficial, cel din cupă cu Chindia Târgoviște. Cum vezi acel joc? Sincer, sunt foarte încrezător și eu și toți băieții și tot staff-ul, suntem foarte încrezători că putem să mergem mai departe în Cupa României și să fim chiar o surpriză plăcută în această competiție. Va fi un prim test oficial înainte de cele 5 finale în lupta pentru play-off, acolo unde nu avem voie să facem prea mulți pași greșiți, nu? Da, nu prea avem voie să facem pași greșiți, dar eu zic că cel mai important este să fim uniți și așa vor veni și rezultatele. Și sper și sunt aproape sigur că vom fi în play-off. Un mesaj pentru fani? La mulți ani, în primul rând, că e prima oară când vorbesc anul ăsta. Și să ne susțină necondiționat, să fie alături de noi și să ne vedem la stadion cât mai repede.